Ion Fugaru, fostul președinte al organizației locale PDL de la Târgu Cărbunești, a declarat că nu este posibil ca o conducere interimară a unui partid să ia asemenea decizii. Fugaru nu este de acord cu dizolvarea conducerilor organizațiilor locale din 47 de localități și protestează în acest sens. Rezultatul alegerilor li se datorează candidaților, susține pe de altă parte Dumitru Modrea, cel care a fost schimbat din fruntea organizației oamenilor de afaceri din cadrul partidului, dar și din fruntea organizației locale de la Turcinești. La acea perioadă, cu domnul președinte Cupăș, cu domnul Roșeț, nu a venit în această comună. Deci un lucru foarte important, un lucru care oamenii l-au taxat, cu toată bunăvoința mea și cu toată dragostea pe care o au cetățenii din comuna Turcinești pentru mine, cel puțin. Cu toate acestea, Dumitru Modrea a declarat că va rămâne alături de partid și nu va pleca, așa cum poate unii se așteaptă. Liderii Partidului Democrat Liberal vor numi în toate cele 47 de organizații locale președinți interimari care să se ocupe de acestea până la alegerea noii conduceri.